stăteam prin camp, ne făceam de mâncare, am început să gătim și se aude Vărcuța Ceachii. Urmează jocul de nominalizare pentru eliminare. Liderii vor alege un concurent pe care îl protejează. Concurentul protejat alege la rândul său un alt coechiper și tot așa până la ultimul care rămâne fără protecție. După ce aflăm numele celor doi concurenți care vor participa la jocul de nominalizare pentru eliminare, îi trimiteți la joc. Încep cei din tabăra plăcerilor și apoi cei din tabăra belerelor. Gianni! Hai că trebuie să propunem spre eliminare. A venit vaporașul deja. Mă trimiți pe mine, te rog. Hai, te rog, no. Măcar acum. Nu. No. N-are legătură cu Cristi, chiar îmi doresc eu, serios. Da? Da, chiar, pe bune, fără... Și atunci când mi-a zis asta, na, am ascultat. Bun, iarăși moment din ăla care stai să iasă. Mamă, ce nu-mi plac astea. Acum, cine vrea să meargă el, nu știu, se simte el azi, mai vrea să încerce. Se ducă să încerce mai departe. Să încerce ce? Să încerce jocul de nominalizare sau dacă vrea el. Deci eu am gândit în așa fel încât să fie ok, să nu iasă cu scandal nici din partea Biei, nici din partea celorlalți. Eu nu vreau. Dar nu voi ridica niciodată mâna să mă duc singur, să mă autopropun la așa ceva, pentru că nu de-aia am venit. Adică am venit să joc jocul așa cum e, iar jocul spune că anumite persoane sunt salvate și anumite o singură persoană rămâne nesalvată. Nu-l simt așa că-i pe întrebate cine vrea să meargă, știi? Ba da, tot timpul. Dacă tot n-ai jucat zilele astea, ai putea să mergi. Și ea tot zicea că vrea la joc, dar se ferește de eliminare. Ami, așa e. Da, da, e normal să te ferești de eliminare, că nimeni nu vrea să meargă acasă. Dar normal. Mă bag și eu în discuție, că vorbim toți. Ok, hai să merg eu, ca de obicei, doar eu. Dacă e să vorbim de chestii drepte. Hai să facem prin metoda protejării. M-am făcut datorii, am întrebat, bun. Eu o protejez pe... Eu din... Na, prefer pe Ami. Eu o să-l protejez pe Radu. Anisia își păzește clar spatele, pentru că nu vrea să săriște. Atunci nici eu nu vreau să risc. N-am de ce să risc pentru Bia sau pentru oricine altcineva. Noi suntem gata. Cine merge de la voi? Bia. Mare rost să întreb, Ioana? La voi cine merge? Ioan. Eu merg. Sper să pierd, pentru că așa o trag și pe Ami după mine. Însă mi-e cam frică că de fapt îl trag pe Radu. Deci nu am rezolvat nimic.